Înainte de a începe, cântăm Hristos a înviat și zicem Tatăl nostru. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moartele călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cel toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește cel viclean. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purea și în vecii vecii. Amin. Doamne, nu este Doamne și nu am sunat pe fiinte binecuvintați. În noi este Dumnezeu cu al Său har și cu asta iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bună ziua, bine ați venit! Mulțumim dumneavoastră Sfințitului Teodosie, Domnului Marcel Cățuș, Doamne Esterena Tase, pentru faptul că au răspuns la invitația noastră. Poate unii dintre voi sunteți curioși de ce prezentăm o carte la 10 ani după apariție. Între timp, cartea a fost în librăria noastră, dar ea nu e o noutate. Facem acest lucru deoarece considerăm că această carte are un foarte mare potențial de convertire. Convertire nu în sensul de botez, ci convertire în sensul de trăire creștină. E o carte care, așa cum spune Ianu Lide în carte, la un moment dat, criza societății moderne nu se datorează spiritualității creștine, dar această criză a apărut în interiorul ei și pentru acest lucru vom da socoteală. Deci, pe lângă trăirea spirituală, care ține de rugăciune, de parcerea la Sfintele Taine, Ioan Anulide povestește în această carte despre dimensiunea apostolică a Bisericii, despre implicarea ei socială. Nu are rost să vă spun mai multe, probabil dumneavoastră mulți ați citit deja cartea. În altul la Sfințitul este solicitat și la o altă întâlnire și înțeleg în prezenția voastră că o să vorbiți dumneavoastră prima dată, sau dacă o permite, da, timpul, da, sau o să vă spună profesor. Da? Da.